Suntem foarte fericiți pentru o victorie istorică pentru noi. După o perioadă grea, ne-am repliat, am făcut o echipă frumoasă și puternică, iar astăzi avem încununarea succesului nostru. Am câștigat președinția Consiliului Județean Neamț la o diferență mare. Avem 79.000 de voturi aproximativ, încă nu s-au terminat denumărat voturile pe toate secțiile de votare, iar la Consiliul Județean, la fel, tot aproximativ 78.000 de voturi, cam 40%, procentul de 40%. Felicitări domnule Harpa, felicitări echipei, felicitări tuturor primarilor pe care îi avem la noi la PSD. Am câștigat municipiu, felicitări Adrian Niță. Mă bucur pentru toate aceste rezultate și mai ales că am și câteva primărițe. Vă îmbrățișez, dragele mele. Ce să spun? Multe emoții de la primele numărători. Am trecut de la agonie la extaz, am câștigat. În alte părți votul nu a fost pe măsura așteptărilor, dar până la urmă este foarte, foarte important că județul Neamț are continuitate pentru proiectele pe care le-am demarat până acum și cu siguranță viitorul sună bine. Așa că vă mulțumim, dragii noștri nemțeni. Vă mulțumim pentru încredere, vă mulțumim pentru responsabilitate. Ați ieșit atât de mulți oameni la vot, am fost și noi surprinși plăcut, dar asta a dus și la emoții extraordinar de mari. Dar este important că suntem victorioși. Vă mulțumim!